Weisheit aufrecht, lasset uns hören das heilige Evangelium. Friede kam in das Gebiet von Gadara, da lief ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. Sofort begannen sie zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns schon vor der Zeit zu quälen? In einiger Entfernung weidete eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen: Wenn du uns austreibst, dann schick uns in die Schweineherde. Er sagte zu ihnen: Geht. Da verließen sie die beiden und fuhren in die Schweine. Und die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und kam in den Fluten um. Die Hirten flohen, liefen in die Stadt und erzählten dort alles, auch das mit den Besessenen, was mit ihnen geschehen war. Und die ganze Stadt zog zu Jesus hinaus. Als sie ihn trafen, baten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen. Jesus stieg in das Boot, fuhr über den See und kam in seine Stadt. Es wird bei Evangelium der Matthäus in Dinre. Salom aminte, în vremea aceea trecând Iisus dincolo în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați care ieșeau din morminte foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea și iată au început să strige și să zică: Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești. Departe de ei era o turmă mare de porci păscând, iar demonii îl rugau zicând: Dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Atunci el le-a zis: Duceți-vă. Iar ei ieșind s-au dus în turma de porci și îndată toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit și ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și văzându-l, l-au rugat să treacă din hotarele lor. Și intrând în corabie, Iisus a trecut și a venit în cetatea sa. Bravo! A cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale sfântului ierarh Leontie de la Rădăuță, a cărui sfântă pomenire o săvârșim, ale sfinților doctor fără de agins Cosma și Damian cei din Roma, a căror pomenire astăzi o prăzuim,
și pentru rugăciunea tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun ștevan iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și trecând Iisus dincolo în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați, ieșind din morminte, foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și iată, au început să strige și să zică: ce este nouă și ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Și departe de ei era o turmă mare de porci, păscând, iar demonii îl rugau zicând: dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Și el le-a zis: duceți-vă. Iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci. Și iată, toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus despre cele întâmplate cu demonizații. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, l-au rugat să treacă din hotarele lor. Intrând în corabie, Iisus a trecut și a venit în cetatea sa. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul al 8-lea, de la versetul 28 până la versetul 34 și din capitolul al 9-lea, versetul 1. Preacurgence Părinte, iubiți credincioși, în Evanghelia, în cuvântul Evangheliei de astăzi, ni se arată cum Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat pe demonizații care i-au ieșit în cale și, în același timp, vedem cum îi tolerează pe demoni, adică pe diavol. Și poate sigur că ne revoltăm, așa cum ne revoltăm de fiecare dată când vedem răutate și lucruri catastrofale în lume și spunem: de ce Dumnezeu îngăduie acest lucru? Dacă privim în urmă, după cum ne învață Cuvântul Sfintei Scripturi, n-a fost așa de la început. Ci tot ceea ce este rău în lume se datorează, de fapt, dezbinării care s-a petrecut între creație și Dumnezeu prin căderea unora dintre îngeri, a lui Satan și toți cei care l-au însoțit pe el, Lucifer, cum este numit în Cuvântul Sfintei Scripturi la un moment dat, așa cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, că l-am văzut odinioară pe Lucifer cum a căzut ca o stea din cer. Adică Mântuitorul Iisus Hristos, care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a văzut această întâmplare care s-a petrecut înainte chiar de facerea lumii. În vremea când Dumnezeu a creat lumea îngerească și unii dintre îngeri, sub conducerea lui Satan, au crezut că pot să fie ca și Dumnezeu. Și dorind să fie ca și Dumnezeu și crezând acest lucru că este posibil, despărțindu-se de Dumnezeu, au căzut și au pierdut această comuniune cu Dumnezeu. Și așa cum se întâmplă în asemenea situații, pentru că efectul acesta a mers mai departe asupra creației lui Dumnezeu, mai târziu, prin colaborarea omului, adică cel care a acceptat să primească de la diavolul, care era în chip de șarpe, să primească, să guste din pomul din care Dumnezeu i-a spus să nu guste, că va muri. Deci încălcând porunca, deci făcând neascultare, a făcut de omul exact ceea ce a făcut Lucifer atunci când a căzut din cer, n-a mai ascultat de Dumnezeu. Și această neascultare l-a depărtat de Dumnezeu și l-a făcut să fie vrășmaș al lui Dumnezeu. Și să nu-și găsească calea de întoarcere. Spune în scrierile Sfinților Părinți, la un moment dat, despre Sfântul Efrem Sirul, că plângea de mila diavolului că nu se poate mântui. Atât de aproape este
mântuirea și el nu se poate mântui pentru că nu vrea. Deci se împotrivește. Această încăpățânare și împotrivire îl face pe el mai departe să rămână în starea aceea care nu este o stare ușoară de a fi vrăjmașa lui Dumnezeu. Sigur că vrăjmășia asta nu va merge la nesfârșit. Pentru că ne învață Cuvântul Sfintei Scripturi, care ne descoperă evoluția lucrurilor și ne spune că va fi un sfârșit, o judecată. Un sfârșit care este pregătit diavolului și slujitorilor lui, spune acolo. Deci nu e pregătit omului. Dar dacă omul se face slujitor diavolului, atunci, natural că se apropie și el și devine dușman al lui Dumnezeu sau vrăjmaș al lui Dumnezeu și prieten al celui ce este vrăjmașul lui Dumnezeu. Diavolii, în realitate, nu au putere. Diavolul nu are putere. El lucrează cu imagini și cu promisiuni. Imaginile acestea și promisiunile sunt de natură să inducă în eroare foarte mulți oameni, chiar și pe sfinți adus uneori în eroare. Prin diferite arătări și vedenii în care se putea petrece confuzie. Și dacă omul nu era pregătit ca să destușească, să poată deosebi ce este rău și ce este bine cu adevărat, cădea în mrejile acestea, în ofertele diavolului, putem să spunem. În cartea Apocalipsei, în capitolul 19, versetul 2, spune așa că Satan, cel care înșală pe tot omul și tot pământul. Deci Satan care înșală tot pământul. Deci spune clar că e vorba de o înșelăciune. Deci tot ceea ce oferă Satan este o înșelăciune. El în primul rând nu oferă de la el. Și apoi, dacă când oferă și totuși ai crezut că e de la el, ceea ce oferă nu este adevărat. Spunea unul dintre mari duhovnici ai noștri, părintele Nicolae Steinhardt de la Rochia, care sigur a trăit și el și într-o vreme care, în ciuda suferinței, l-a ajutat să destușească bine de rău mai bine. Și spunea așa, zice, să nu-ți pui semnătura pe aceeași hârtie cu diavolul, chiar dacă pe acea hârtie scrie că există Dumnezeu. Nici atunci să nu semnezi. Și Sfântul Antonie cel Mare a trăit o vedenie din aceasta când i s-a arătat diavolul în chip de înger, ca și cum ar fi fost Iisus, și spunea, zice, pentru că ești vrednic, m-am arătat ție. Dar Sfântul Antonie, care putea să deosebească binele de rău, zice, Doamne, dacă Tu ești, lasă-mă să Te văd în lumea cealaltă, nu în lumea aceasta. Și a dispărut imaginea, pentru că era diavolul, și în fața adevărului, diavolul nu mai poate să stea. De aceea se cere întotdeauna și în conflicte care sunt generate de diavol, de fapt, noi avem un singur dușman, nu avem niciodată vreun adversar în fața noastră. Dar el știe așa să joace acel dușman al nostru, încât folosește masca unui prieten de-al nostru, a soțului, a soției, a copiilor, a celor din jurul nostru, a celor cu care împreună lucrăm, și ai impresia că acela este dușmanul tău, la un moment dat. Și începi să dai în el și să te lepezi de el. Dar de fapt în spate este diavolul care nu-și arată chipul. Pentru că este laș. El nu se arată. Și nu îi place adevărul. Nu cunoaște adevărul. Și nu-l recunoaște. Și arătând chipul fals, să spun așa, te derutează. Te duce în ispită. De aceea învățătura creștină este una care ne spune totdeauna la rău să răspundem cu bine. Adică să căutăm să câștigăm ceea ce este dumnezeiesc în cel din fața noastră. Chiar dacă el vorbește, să zic, ca un demon. Chiar și atunci tu să-l tratezi ca pe unul care este creat de Dumnezeu și să cauți cât mai este dumnezeiesc în el, să scoți la lumină și să vorbești cu partea aceea dumnezeiască. Și atunci când dăm binețe, cum spun de multe ori aud chestia, zice că păi nu ne salutăm de 20 de ani sau de nu știu când, frate cu frate, știi? Nu ne salutăm. Păi, dar dă bună ziua lui Dumnezeu că acel frate al tău este botezat în numele Sfintei Treimi. Este purtător de Hristos chiar dacă el nu-și dă seama de asta. Tu dă-ți seama și salută-l pe Hristos din el și spune-i bună ziua. Vorbește cu Hristos din el. Vorbește. Dacă îți răspunde diavolul, nu te speria. Tu tot cu Hristos vorbește mai departe. Că îți va răspunde Hristos până la urmă.
Fuga de Dumnezeu este întotdeauna atunci când este vinovăția la mijloc. Știm comportamentul lui Adam. A greșit și s-a ascuns. Nimeni nu l-a certat. Nimeni nu i-a spus nimic. El a simțit acest lucru. Conștiința lui l-a determinat pe el să fugă și să se ascundă. Adică el știa că Dumnezeu vede tot și știe tot. Pentru că el a trăit în preajma lui Dumnezeu și a fost făcut direct de mâna lui Dumnezeu și suflarea lui Dumnezeu i-a dat viață. El știa mult mai mult decât știm noi. Noi avem descoperit aceste lucruri prin Scriptură și prin Sfinții Părinți și prin venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Dar el știa prin creație, avea în el sămânța dumnezeiască și cu toate acestea se ascunde. Asta a fost primul gest. Asta era deja semnul că era contaminat. Asta era semnul. S-a ascuns. S-a ascuns, s-a pus deoparte, nu vrea să fie văzut. Deci era rușine. Asta era sensul. Vedeți când apare rușinea ce area după. Rușinea cea bună trebuie să apară înainte. Nu? Cum ziceau bătrânii, zice că să ai rușine de, față de oameni și frică față de Dumnezeu. Și atunci nu greșești niciodată. Dar în ziua de astăzi nu mai este frică de Dumnezeu și nu mai este rușine față de oameni. Și rușinea va apărea după aceea. Va apărea mai târziu. De aceea avem atâtea boli sufletești, psihice, pentru că rușinea apare mai târziu și efectul rușinii care apare mai târziu și nemărturisind, mai departe mergând cu rușinea, ne măcinăm înăuntru și devenim psihopați, bolnavi psihic. Omul creat de Dumnezeu este făcut ca să aibă bucurie în el și să răspândească bucurie. De aceea și spune Sfântul Apostol Pavel că acolo unde este darul Duhului Sfânt, deci prezența lui Dumnezeu, acolo este dragostea, bunăvoirea, facerea de bine. Toate roadele Duhului Sfânt sunt acolo de față. Îndelungă răbdarea. Deci toate acestea sunt acolo, acolo unde lucrează darul Duhului Sfânt. Adică acolo unde omul este așa cum l-a creat Dumnezeu. Atinge această stare, să spun, primară, în care a fost creat de Dumnezeu și a avut bucurie pentru el și pentru semenii lui. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea așa, legat de faptul că Mântuitorul a îngăduit când a spus diavolul să demonii aceia au spus să-i lase să intre în turma de porci care păștea alături, deci s-au rugat de Iisus și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, de ce a îngăduit Iisus să intre în turma de porci? Pentru ca să se vadă că nici în porci nu pot intra fără să ceară voie lui Dumnezeu. Ei chiar strigau la început, ce ai cu noi, Iisuse? Deci ei recunoșteau pe Iisus mai repede decât au putut-o să facă oamenii. Vedeți, oamenii l-au răstignit pe Iisus. Diavolii i-au cerut voie lui Iisus ca să poată să intre în turma de porci. Deci unul dintre Sfinții Părinți spunea, zice, vă rugați, bine faceți, dar aveți grijă. Că și diavolii se roagă. Se roagă de Dumnezeu. Se îngăduie. Postiți. Aveți grijă. Și diavolii postesc. Ei nu mănâncă niciodată. Ce nu fac diavolii și totuși ne-a putea pe noi salva și noi putem face, este smerenia. Acest lucru i s-a descoperit unea dintre Sfinții Asceți, Sfântul Marcu, căruia diavolului s-a arătat și a spus, zice, Marcule, Marcule, zice, tu postești mult, eu nu mănânc niciodată. Tu dormi puțin, eu dorm, nu dorm niciodată. Și totuși tu mă biruiești cu smerenia ta. Smerenia, ce înseamnă smerenia? Păi smerenia este să te apleci și să accepți orice să accepți, numai să dobândești pacea, liniștea și echilibrul tău sufletesc. Deci să accepți toate, să zic, compromisurile acestea de omenești, să spun așa. Sigur, nu păcate. Asta e clar. Dar să accepți, să spun așa, să ți se spună că ai făcut un lucru pe care tu nu l-ai făcut. Să-l primești așa. Și primindu-l așa, cu timpul se va schimba. Sunt foarte multe pilde în viețile Sfinților. Una dintre, de fapt, sunt mai multe sfinte care au făcut ceva asemănător în felul acesta. Una dintre ele, pildă, a vrut să trăiască într-o mănăstire de bărbați unde era viața mai aspră. Și
și unde nu se mânca, nu se făcea mâncare gătită, ca la Mănăstirea de Maici, unde primesc mulți oaspeți și gătesc acolo și mănâncă împreună cu ei. Și se făcea fiertură numai când era cineva bolnav. Se fierdeau niște plante și dădeau un fel de supă, să spun așa. Sau se uscau plantele pe timp de iarnă, se făceau, se mănânțeau mărunți și se făceau un ceai din ele și asta era pentru cei care erau bolnavi. În rest se mânca numai rădăcină uscată sau lucruri din acestea. Așa. Deci era asceză foarte puternică și vroia să trăiască acolo într-o asemenea mănăstire. Bineînțeles că s-a dus acolo deghizată, a fost primită, a trăit bună vreme acolo în mănăstire, până într-o zi când o femeie, care femeie desfrânată, care a avut un copil și nu știa cu cine l-a, vroia să scape de copil, să-și ducă viața mai departe, fără griji, și a adus copilul, i-a dat cineva gândul acesta, să vină la mănăstire și să spună că copilul este făcut cu un călugăr de acolo. Și a venit în fața porții, a chemat pe stareț, i-a spus starețului, starețul i-a chemat pe toți, i-a pus în față, zice, care este dintre ei? Și femeia se duce direct la această sfântă, care era îmbrăcată în bărbat și nimeni nu știa că ea este femeie acolo în mănăstire. Și starețul întreabă, e adevărat? Și acum se gândea, sfânta zice, dacă spun că nu e adevărat, mă vor da afară din mănăstire. Și s-a dus visul meu de a trăi aici, în mănăstire. Și am venit pentru acest lucru, să trăiesc cu Hristos, o viață ascetică, aspră. Și spune, e adevărat. Ce bine, atunci ia copilul și crește. Și ori zice, femeie, lasă copilul aici la noi, că îl creștem noi, du-te în viața ta. S-a dus femeia, a lăsat copilul, a fost crescut copilul în mănăstire, era un băiețel, a fost tot călugăr acolo până la urmă. Și moare această sfântă într-o zi și după rânduială trebuia dezbrăcat de toate hainele și pusă într-un sac, așa cum sunt înmormântați monahii. Și toți s-au minunat cum a putut să rabde ani de zile, pentru că după ce a spus că copilul este al ei, a fost pedepsită. N-a mai avut voie să se împărtășească, n-a mai voie să intre în biserică, a putut să stea numai la ușa bisericii în timpul Sfintei Liturghii, trebuia să slujească la toți și cele mai grele munci din mănăstire le-a făcut mai departe, până a murit. Și așa a murit, în tăcerea aceasta, și de aceea biserica a trecut-o în rândul sfinților pentru această mucenicie tăcută pe care și-a preluat-o. Deci asta înseamnă smerenie. Vedeți? Asta e smerenie. Când noi spunem, am spus cuiva, am spus unui german această întâmplare care e din viața sfinților, spune, cum adică să a mințit? Zic, măi frate, fă deosebirea, minciuna este altceva. Ce este minciuna? Minciuna este când ai spus un neadevăr ca să ai foloase. Să ai foloase materiale, să te folosești de cineva. Dar ea și-a creat un dezavantaj prin ceea ce a spus. Deci nu este minciuna aceea, ci este smerenie. Este o formă de smerenie foarte adâncă, în care suporți neadevărul și lași totul în judecata lui Dumnezeu. Asta este smerenia adevărată. Mântuitorul Iisus Hristos a dat voie demonilor să intre în turma de poci și turma, ați văzut ce s-a întâmplat, s-a aruncat de pe țărm în mare și a pierit în apă. Și toți păzitorii au fugit, s-au înfricoșat și s-au dus în cetate și au spus cele ce s-au întâmplat și toată cetatea a ieșit și i-a spus lui Iisus să nu mai stea pe acolo, că le face prea multă pagubă. Și a trecut cu corabia dincolo și a venit în cetatea sa, adică în Capernaum, că asta e numită în Scriptură cetatea sa. Acolo a stat cel mai mult timp din viața sa pământească, după ce i-a găsit pe ucenicii săi și i-a ales de pe malul Mării Galilei. Cei care l-au alungat pe Iisus din cetate n-au realizat binele pe care l-au primit. Se întâmplă lucrul ăsta deseori și astăzi. Pentru că nu suntem buni negustori, s-ar putea spune, în cele sfinte. Nu știm să prețuim ce este bun și frumos și curat și adevărat. De pildă și, am văzut și duminica trecută, am rugat să rămânem la, să vedem, să învățăm ceva legat de Marea Unire, de pildă. Sigur,
putem să gândim, nu e, n-are legătură cu biserica. Ba, are. Are cu sufletul nostru, are legătură foarte mare. Și faptul că vom fi judecați pe neamuri, deci aici e legătura cea mai evidentă. Și apoi până la sfârșit am rămas, tot câte unul am plecat și am rămas câți am rămas. Dacă am ști să evaluăm cu adevărat lucrurile, adică să fim buni negustori, ce face un negustor? Păi nu-ți lași pepeni în soare dacă ai 100 de pepeni de vânzare, nu? Îi lași acolo și pleci, că e prea mare căldura și mai vii tu înapoi cândva, dacă mai vii, nu? Păi stai să te ocupi de ei, nu? Păi șase și pentru astea, trebuie să rapsi niște lucruri. Chiar dacă unele lucruri nu le înțelegi, îți vine înțelegerea mai târziu, dar trebuie să rapsi. Trebuie să accepți să rapsi. Așa se face și învățătura. Mulți dintre copiii noștri și noi înșine, dacă n-am ajuns în viață la o poziție pe care am dorit să o ajungem, este pentru că n-am răbdat. Am scurtat drumul. Aud pe mulți tineri de astăzi, zice, păi ce școală, ce să mai fac eu școală, n-are rost. Nu-și dă seama că, mă rog, nu diploma trebuie țintită la școală, ci învățătura pe care o primești. Și prezența ta în școală. Numai prezența, să zic, și relația cu, dacă știi, bineînțeles, o folosești bine, relația cu colegii, relația cu profesorii, relația cu toți cei cu care intri în contact, care te învață pe tine, este deja un câștig, dacă știi să-l folosești. Dacă astăzi se face moda în școală și pentru parada modei se întâmplă la școală sau pentru alte lucruri ca să distreze și profesorii nu mai fac față, atunci normal că ei caută o scurtătură și scurtătura aceasta nu îi duce la bine. Deci lipsa de răbdare, cu alte cuvinte, ne face să pierdem foarte multe lucruri valoroase, să treacă pe lângă noi, să nu gustăm din ele. Și apoi să fim, oarecum, va să spun, frustrați. Pentru că ne comparăm cu alții care cum a reușit acela, cum a făcut acela. Păi, ori i-a dat Dumnezeu, că se poate întâmpla și asta, ori a răbdat. Nu există altă cale. Și Dumnezeu când dă cuiva, îl încearcă. Cum spunea Părintele Petronie Tănase, Dumnezeu să-l odihnească, zicea, Dumnezeu ne încearcă, pe toți ne încearcă. Pe unii cu sănătatea, pe alții cu boala. Pe unii cu bogăția, pe alții cu sărăcia. Deci băgați de seamă, Dumnezeu ne încearcă cu tot ceea ce fiecare dintre noi are. Și nu trebuie niciodată să ne gândim în alt fel, în alt chip. În ziua de astăzi, putem să spunem că demonii nu mai sunt ușor de deosebit, pentru că sunt atât de răspândiți și în atâtea forme, care sunt atât de cunoscute, începând cu, să zic, cu informațiile care le primim pe mass media. A făcut cineva un studiu asupra unor videoclipuri care se răspândesc pe mass media și le-a descompus. Sunt puse la o frecvență anume în care, prin care se întipăresc în memoria subconștientă a omului și îi determină voința într-o anumită direcție. Printr-o oarecare oboseală, care îi se, să zic așa, îi se implantează, îi se inoculează și printr-o idee. O idee obsesivă, care la un moment dat o recunoaște omul într-o altă situație și imediat aderă fără să mai gândească. Deci se formează niște, să spun așa, niște obișnuințe în subconștient, adică acolo unde noi nu putem să deosebim lucrurile, ci avem numai senzații și stări și sentimente. Și pe calea aceasta suntem, să zic așa, foarte ușor de cucerit. Ne lăsăm cuceriți, ne dăm bătuți. Pentru că ținem ochii deschiși. Și pe calea aceasta le primim pe toate. Este o mare problemă în ziua de astăzi, să zic, această transmitere prin mass media și manipulare prin mass media. O mare problemă. O problemă pe care cei mai mulți oameni nu iau în serios. Și cei care o iau în serios par nebuni. Le spui, da, vezi de treabă, domnule, ce? Adică să trăiesc fără telefon, fără televizor, fără film. Păi, da, ce vrei, unde, în ce vreme trăim? Da. Dar noi nu ne gândim că această vreme pe care vrem noi să o trăim în forma aceasta ne depersonalizează pe noi, ne face să fim niște roboți, într-un fel, manipulați, prin ceea ce ni se sădește, ni se servește, pe o cale foarte perfidă și rafinată. Trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. De aceea este bine să limităm foarte
mult, dacă se poate de tot, la videoclipuri, chiar și la cele de reclamă, care par inofensive, dar care au în ele strecurate foarte multe lucruri nocive. Nu mai vorbesc de desenele animate, că de multe ori, intrând în casele dumneavoastră, îi găsesc pe copii cu fața într-un televizor de 1,5 metri și copilul stă la 20 de centimetri și este pur și simplu, din toate punctele de vedere, iradiat. Deci nu numai, să zic, mental, ci și fizic este iradiat și o să se vadă efectele. Deci, vă spun acum, deci din 1995, de când sunt aici în Offenbach, sunt unii pe care i-am botezat și sunt deja mari studenți, unii au făcut și au format și o familie deja. Și am putut urmări efectul asupra celor care vin la biserică și care cât de cât au încercat să-și implementeze în viață un comportament creștin și cei care s-au botezat la biserică, dar îi întâlnesc din când în când undeva, cândva și nu duc o asemenea viață religioasă, deja se vede cât de afectat sunt, să zic, de mediul în care trăiesc și cât de mult vor avea de suferit. Se vede deja suferința chiar înainte de a putea să o scoată în afară, să o arate. Pentru că suferința aceasta este ca o, să spun așa, ca o boală care apare prin diferite semne la început, nu? Slăbire, gălbejeală, știu eu, oboseală și așa mai departe. E, asta se vede deja și de acolo încep să zic lucrurile mai departe. Noi avem o mare șansă ca și creștini ortodoxi și români în mod deosebit și ar trebui să folosim această șansă. Să evaluăm ceea ce avem la valoarea care este și să ne folosim de credința noastră. Să nu lăsăm loc demonilor. Pentru că noi le facem loc. Diavolul nu poate să facă nimic în viața noastră fără permisiunea noastră. Este clar. Începând de la Adam. Diavolul nu l-a obligat pe Adam. Nu i-a băgat, să zic, nici pe Eva. Nu i-a băgat mărul în gură. Să spună mușcă, că dacă nu știe ce să fac. N-a spus așa ceva. Și zice, gustă. Și sigur că Dumnezeu a spus să nu gustăm. A fost imediat replica acolo, da? S-a apărat omul, da? Cum a putut? Cum a știut el atunci? Zice, da, Dumnezeu, de asta v-a spus. Uite, vicrenia. De asta v-a spus să nu gustați. Că atunci când veți gusta, veți fi ca și el. Și nu vrea Dumnezeu să fiți voi ca el. Și vă dați seama că nu vrea, nu? I-a mușcat și așa o să vedeți. Și așa a fost. Au gustat, dar n-au fost ca și Dumnezeu, ci au cunoscut și mai tare cât le lipsește lor ca să fie ca Dumnezeu. Și au lăsat loc cu alte cuvinte diavolului. Au intrat în dialog. În ziua de astăzi sunt, de exemplu, foarte mulți sectari care vin și ne forțează ușile, iehoviștii mai ales, și zice, câte un creștin al nostru zice, păi stau de vorbă cu el, că doar așa e, să-l conving eu pe el, sau ce știu ce idee are în cap, ci să văd ce zice prima dată, nu? Nu sta să vezi ce zice, că e mai specialist decât tine ca să te întoarcă. Te învârte pe loc, pentru că tu nu citești Scriptura, dar el își citește învățăturile care le primește de la șefii lui și îți pregătiți pentru asta. Deci lupta este inegală. Este ca și David cu Goliat. Dacă Dumnezeu nu te ajută, te nimicește Goliat. Te calcă în picioare. Deci trebuie cu ajutorul lui Dumnezeu, atunci răzvești. Dar trebuie întotdeauna să-ți aduci aminte de Dumnezeu și de credința ta. Spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul că diavolul nu știe ce gândim noi. Și totuși ne cunoaște foarte bine. Din ceea ce spunem și din ceea ce facem. Deci atenție la ce spunem și la ceea ce facem. Pentru că din ceea ce spunem și ce facem, diavolul ne cunoaște și ne creează un mediu prin care ne duce acolo unde vrea el. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin. Binecuvântat este Dumnezeu.